pentru eficientizarea modului de operare la acțiunile de salvare, dar și pentru reducerea timpilor de intervenție, Inspectoratul de Urgențe a solicitat, în urma unei analize, înființarea unei substații la Dobroteasa. Consilierii județeni și-au dat deja acordul pentru ca terenul pe care va fi construit sediul subunității de pompieri să fie preluat din domeniul public al comunei Dobroteasa în domeniul public al județului, condiție impusă de lege. Tot la Dobroteasa va fi înființată și o stație de ambulanță, pentru că zona nu este acoperită nici cu acest tip de serviciu. Sediul stației va fi construit de primărie în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene. În acest moment, primăria Dobroteasa are pe fonduri europene un sediu pentru ambulanță, urmând ca Serviciul Județean de Ambulanță Wolf să-și deschidă punct de lucru la Dobroteasa și să trimită acolo mașinile și personalul necesar. Noi acum încercăm să facem și un punct pentru Inspectoratul de Situații, pentru situații de urgență, pentru că la fel la acele cazuri mergeau de la Slatina sau mergeau de la Scornice și practic însemna o oră un incendiu, cred că era cam mult și ajungeam deja când nu mai puteam face nimic. Zona din nord nu este acoperită nici de Serviciul Județean de Ambulanță, o mare parte din cazuri fiind preluate de Ambulanța Drăgășani. În acest moment, Primăria Dobroteasa are pe fonduri europene un proiect pentru acest sediu, urmând ca Serviciul Județean de Ambulanță să-și deschidă un sediu la Dobroteasa și să trimită acolo mașinile și personalul necesar. Noi astăzi am trecut terenul pe care urmează să fie construit de către Consiliul Județean Olt a acelui sediu, conform proiectului pe care ni-l va înainta ISU, pe un teren al comunei Dobroteasa care l-a predat către noi în administrare. Costurile investiției vor fi stabilite în urma realizării unui studiu de fezabilitate efectuat în funcție de specificațiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență.